Bună, suntem la Bereta, în șoseaua Vipera numărul 48. N-aveți cum să ratați, pentru că este foarte vizibilă de la distanță și ne face deosebită bucurie să constatăm că este de departe cel mai modern și, credem, cel mai mare magazin de arme din țara noastră. Suntem aici cu Andreea. Bună, Andreea! Bună! Mulțumim frumos că ți-ai luat timp să discuți cu noi și ne-am propus astăzi, în formatul pe care îl cunoașteți, să trecem cu scurt să analizăm trei arme. Două cu alică și una cu glonț. Andreea, ce ne-ai pus aici în primul rând pe tapet? Deci arma asta este A400 Ultra Light Beretta. Da. Este ultima armă semi-automată produsă de către cel mai vechi fabricant din lume, cu o istorie de peste 500 de ani. Da. Caracteristice principale la această armă sunt graburile pe amândouă parțile făcute cu laser. Da. Sistemul de recuperare de gaz tipic Beretta, da. B-Link. Șina este 100% făcută din fibra de carbon pentru a ușura arma. De asta, arma asta are o greutate între 9,5 kg și 2,7 kg. Super! Depinde de lungimea țevii, de la 61 până la 71. În versiunea actuală, cea cu 71 de centimetri, publicatare din fibra optică, camera de 76 mm, Magnum. Da. Are posibilitatea, prin aceste patru șansuri, de în dreapta, de în stânga, sau un dispozitiv de utire. Are sistemul clasic de oprire a mecanismului Beretta. Da. Trebuie apăsat acest buton. Da. Trasă înapoi calculatorul. Și în acest moment arma este 100% blocată, nu se poate face niciun fel de lucru. Atât sistemul de dare a focului, cât și sistemul de alimentare exact. Prin butonul de release, inchizatorul rămâne blocat în spate, tragaciul nu are ce să facă dacă inchizatorul este deschis. Liftul este pus la jumătatea ursei și oprește și cartușele din magazin, nu mai intră, în întâmplare se dezgață de la opritor, da. Iar pentru reactivarea sistemului trebuie apăsat inversul de mai devreme. Acum arma este suprasul funcțional. Ce ne spui de statisticile estetice? Ce avem aici? Deci, lemnul este un lemn de nuc standard. Da. Este ușurat pentru a ușura țeava. Da. A ușura arma. Da. Are un insert din fibra de carbon la care este pus în locul unei bucate de lemn, ca da, să ușureze, da, la același rând. Iar palul de cauciuc, da, este un pal microcord de 1 cm, da, dezvoltat de Beretta și reducere culului cu undeva în jur de 20-30%. Foarte interesant. Mulțumim. Greutatea armei nu este recomandată pentru a atrage cartușe mai mari de 36 de grame, pentru că reculul va fi foarte mare. Deci este o armă recomandată pentru cartușele mici, dar se poate trage pe ea orice lucru. Am înțeles. Și este clasic, bineînțeles, 1 plus 2. Da. Un țeavă și 2 în magazin. Mulțumim frumos!